Cea mai dulce vorbă e harul, în Iisus Hristos venit. El devine al nostru cuget pe deplin l-a curățit. În dreptatea lui cea sfântă, când dreptatea lui cea sfântă ne-o sândea pe veci, de veci, când eram fără speranță, harul lui ne-a mântuit. Harul scapă de robie, de lumină și putere, de nădejde și de pace, umple sufletul amărât. El e mine de putere la îndemâna oricui. E izvorul biruinței, este viața cea de veci. Să cântăm de celui care ne-a adus slăvitul har. În curând veni va în slavă și cu el noi vom domni. A lui față, toți vedeam la un loc cu sfinții toți și o cânta în slavă harul celui ce în iubire ni l-a adus. Numai cât putem purta, nu te teme, crede-ne încetat. Prin Iisus ești binecuvântat, fie cât de mare crucea care o sui, mergi cu fiecare pas pe urma Lui. Lacrimile noastre numărate sunt, Tu măsori povara Duhului înfrânt. Tu porți mâna care taie rana grea și îngădui numai cât putem purta. Nu te teme, crede-ne încetat, prin Iisus ești binecuvântat, fie cât de mare crucea care o sui, mergi cu fiecare pas pe urma Lui. Doamne, întotdeauna ești cu toți ai Tăi, noi nu suntem singuri pe-a durerii Căi. Cântărești ispita Tu cu mâna Ta și îngădui numai cât putem purta. Nu te teme, crede-ne încetat, prin Iisus ești binecuvântat, fie cât de mare crucea care o sui, mergi cu fiecare pas pe urma Lui. Amin. Apostolul Pavel scrie un cuvânt de încurajare pentru toți cei care au adormit în Hristos, adică oameni care și-au pus încrederea în Dumnezeu până la moartea lor. Și în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13, el ne spune așa: Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului.
Noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Acest cuvânt al lui Dumnezeu vorbește despre niște etape care se vor desfășura la a doua venire a Domnului Iisus pe pământ. El va veni să-și ia biserica sa răscumpărată de pe toată planeta, de pe tot pământul. Oameni care au crezut în moartea și în învierea sa, oameni care și-au predat viața lui Dumnezeu și oameni care au rămas credincioși, fideli lui Dumnezeu până la moarte. Aceștia sunt numiți pentru cei care au murit, adică au trecut din viață la moarte, sunt numiți aici de cuvântul lui Dumnezeu, adormiți în Hristos. Acum noi știm ce înseamnă un somn sau o adormire. Este o perioadă temporară de odihnă. Ne odihnim pentru o vreme, nu? Când vine noaptea, ne punem în pat, ne odihnim, ne încredințăm sufletul nostru lui Dumnezeu și îi mulțumim pentru protecție, pentru ajutor, sprijin și ne odihnim cu gândul că a doua zi dimineață ne vom trezi și ne vom relua activitățile zilnice. Moartea pentru un om credincios este doar o adormire. Adică o perioadă temporară de odihnă și o perioadă în care după aceea se va trezi pentru veșnicie în împărăția lui Dumnezeu. Atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni pe norii cerului, primii dintre cei care vor învia sau care vor avea parte de prima învierii vor fi aceștia care au adormit în Hristos, ca și fratele nostru Vasile, cu credință, cu nădejde în Domnul Iisus Hristos până la moarte. Și credința și nădejdea lor va fi că atunci vor avea parte de prima înviere, răscumpărarea, răpirea la cer și întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos va fi pentru toți aceștia. Cealaltă categorie însă include pe oamenii care n-au nădejde, adică oameni care consideră că la mormânt, la groapă, unde sunt așezați trupurile lor neînsuflețite, totul se sfârșește acolo. Asta e o mare tragedie să crezi așa ceva. N-ar fi drept din partea lui Dumnezeu să-i lase pe unii care n-au ascultat, care s-au împotrivit față de cuvântul său, care au ignorat salvarea sufletului lor, să aibă parte de același tratament cu ceilalți. Tocmai de aceea va fi o diferență clară și explicită. Unii, spune cuvântul lui Dumnezeu, vor învia pentru viață veșnică, adică pentru răsplată, alții pentru pedeapsă veșnică, adică pentru moarte veșnică. Vrem cu toții să avem parte de adormire în Hristos, vrem cu toții să avem parte de înviere împreună cu Hristos și vrem cu toții să avem parte de împărăția lui Dumnezeu pentru veșnicie. Pentru aceasta, lucru simplu pe care trebuie să-l facem este să credem în Domnul Iisus Hristos, să credem în cuvântul său, Sfânta Carte, Biblia, și să împlinim poruncile lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus, prin aceasta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei, dacă împliniți poruncile mele și dacă vă iubiți unii pe alții, așa cum eu v-am iubit. Asta e chemarea și responsabilitatea pentru fiecare credincios. Adică pentru fiecare om care se numește un drept credincios, care și-a pus încrederea în Dumnezeu. Doresc ca din această categorie să facem cu toții parte. Dumnezeu să așeze această sămânță a cuvântului lui Dumnezeu, care să încolțească, care să rodească noi viață veșnică. Și Dumnezeu să ne dea la toți această siguranță, această nădejde, că într-o zi vom fi cu toții în împărăția lui Dumnezeu. Dar până atunci suntem responsabili să fim credincioși, ascultători și împlinitori ai cuvântului Său Sfânt. Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta și El să vă binecuvinteze sufletele dumneavoastră
cu acest dar al credinței, al mântuirii veșnice și cu pacea pe care El o poate așeza în sufletele noastre. Amin. Vom rosti o rugăciune la încheiere și apoi mormântul va putea fi acoperit. Doamne Dumnezeule, Părinte al veșnicilor, Creator al cerului și al pământului, Creator de om după chipul și asemănarea Ta, Tatăl nostru din ceruri, astăzi, acum când mai sunt momente până când despărțirea va fi finală, Doamne, și din punct de vedere fizic, Doamne, Te rugăm să binecuvântezi familia îndoliată, pe prieteni, pe rude, Doamne, rudele din Sibiu, rudele din Brașov, pe cei care sunt vecini, au fost vecini. Și, Doamne, ne rugăm ca pacea Ta, care întrece orice pricepere, pacea lui Hristos, să sălășluiască în inimile și în mințile tuturor celor care astăzi au fost prezenți aici, Doamne, și a tuturor celor care sunt rudă cu Vasile. Te rugăm, Doamne, să-i binecuvântezi cu darul mântuirii, cu darul vieții veșnice, prin cunoașterea robului Tău, Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor. Doamne, Te rugăm Tu să fii mângâiere, prin Duhul Tău cel Sfânt să aduci mângâiere, Tu, Doamne, ca să faci această lucrare, Te rugăm în numele lui Iisus Hristos. Noi, ca oameni, putem doar să fim aici o vreme, o vreme scurtă, dar Te rugăm ca Tu, în viața fiecăreia dintre familiile, dintre rudele de aici, Doamne, să fii prezent în fiecare zi prin Scriptură, prin Cuvântul Tău cel Sfânt. Te rugăm, ajută-ne ca să țintim, Doamne, spre veșnicie, să trăim viața aceasta cu gândul la veșnicie și să nu uităm cât de mult ne-ai iubit Tu și ne iubești în continuare pe fiecare dintre noi. Îți mulțumim pentru îndurarea Ta și iertarea Ta în numele lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Mormântul poate fi acoperit în timp ce noi mai cântăm o cântare, 20 numărul cântării. Iisuse al meu prieten scump, din zorii tinereții cu Tine, eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Iisuse al meu prieten scump, din zorii tinereții, cu Tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cu Tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. În zori de zi când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce, când toată lumea nu găsesc un scut mai bun și dulce, când toată lumea nu găsesc un scut mai bun și dulce. Când pe un drum îndepărtat, Iisuse, ești cu mine, să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu Tine, să fie drumul cât de greu, așa ușor cu Tine. Când am de suferit un chin, Tu, Doamne-mi dai putere să fie amarul cât de greu, îmi ești Tu mângâiere. Să fie amarul cât de greu, îmi ești Tu mângâiere. Și nu mă tem că voi pieri în marea de păcate, căci Tu, prea bunul meu Iisus, Te-ai biruit pe Toate.
toate, căci Tu, prea bunul meu Iisus, le-ai biruit pe toate. Tu ești comoara care ai fost de mine căutată, și astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Și astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Căci Tu-mi ești ca un frate bun, și-n cânt și în suspine, Iisuse al meu prieten drag, pe mine-i lângă tine. Iisuse al meu prieten drag, pe mine-i lângă tine. Mai cântați o cântare? Cum? Să mai cântăm, da?